O să înviat. Atunci când transmis salutul acesta unui evreu, știți ce răspunde el? Evreul spune, l-ai văzut tu? L-ai văzut tu pe Iisus Hristos viu? L-ați văzut voi pe Iisus Hristos viu? Chiar dacă nu cu ochii aceștia de carne, fizici, noi vedem ceea ce atinge El și ne minunăm. Noi stăm de vorbă cu El, amin? El este Cel care ne vorbește. Noi spunem, El ne răspunde. Aș vrea, dragii mei, să fiți siguri de înviere. Iisus Hristos a înviat și este viu. Lăudat să fie numele Lui. Și acesta este fundamentul nostru ca și creștini. Dacă n-ar fi înviat Hristos, dacă înseamnă că nu există înviere, dar El este viu, lăudat să fie numele Domnului. De aceea, haideți să trăim ca atare. Avem un Mântuitor viu, să fim și noi plini de bucurie pentru aceasta. Ne bucurăm ca în dimineața aceasta să vă putem sluji și să putem să fim împreună cu voi la slujbă. Venim din Elce, așa cum fratele păstorul Iulian i-a prezentat deja. Mulțumim, frate păstor, pentru mine. Vreau să vă binecuvânteze. Mulțumim fraților din conducere, dumneavoastră ca și biserică. Și vă spun din toată inima că îmi place la voi. Am mai fost, așa cum fratele Iulian deja spunea, atunci cântam și acum cânt, dar nu-i momentul dimineața asta. Sunt alți cântăreți mai de valoare astăzi. Și mă bucur că am venit pentru ei și împreună cu voi să putem lăuda numele Domnului. Salutul Bisericii Sion Elce, aș vrea să vi-l transmit, este din 1 Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. Luați-le ca din partea noastră pentru voi, Biserica lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune astăzi, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut dragoste. Tot ce faceți, oricare ar fi slujba ta, dragul meu, că ești orchestrant, că cânti în cor, în fanfară, că ești acolo pe bancă și trebuie să te rogi, că ești bun primitor de oaspeți, oricare ar fi slujba ta, fă slujba cu dragoste. Și atunci Dumnezeu se va bucura, Dumnezeu va răsplăti, biserica se va bucura, noi ne vom bucura și vom da slavă lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne ca să te putem sluji pe tine cu dragoste. Este un timp de binecuvântare și e frumos la binecuvântare de copilaș. Și, dragii mei, aș vrea câteva gânduri în dimineața aceasta scurt. Nu o să vorbesc mult. Și aș vrea ca puținul acela care îl transmis să ne fie de folos nouă. Câteva gânduri practice. Aș vrea să vă spun câteva lucruri de care au nevoie copiii noștri. Sunt sigur că dumneavoastră cunoașteți mult. Știți multe, aveți păstori, aveți învățători. Sunt frați care vă învață, care mânuiesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu o să spun ceva nou. Aș vrea doar patru lucruri să vă amintesc în dimineața aceasta. Patru lucruri de care au nevoie copiii noștri. Patru lucruri pe care copiii noștri le așteaptă de la noi ca și părinți. Și pe care suntem datori să le dăm. În primul rând, dragii mei, în primul rând, copiii noștri, cei mai mulți sunteți părinți. Sunteți și bunici aici. Alții sunteți părinți în devenire. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În primul rând, copiii noștri, dragii mei, au nevoie de dragostea noastră. Copiii trebuie să fie iubiți. Copiii așteaptă să fie iubiți. Și îl rog pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne facem timp pentru ei. Ca să le arătăm dragostea noastră. Să știți că de multe ori credem și de multe ori suntem tentați să le pregătim viitorul copiilor. Să pregătim drumul pentru copiii noștri. Dar noi suntem chemați nu să pregătim drumul pentru ei, ci să pregătim copiii pentru drum. La aceasta suntem chemați. Suntem tentați de multe ori să le pregătim, să aibă mașină bună, să aibă casă. Ei sunt foarte bine și sunt necesare. Dar înainte de toate acestea, noi trebuie să le pregătim copiii noștri. Să-i educăm și să-i creștem. Copiii noștri, dragii mei, în primul rând, au nevoie de dragostea noastră, de afecțiunea noastră. Au nevoie să ne facem timp pentru ei, să știe că iubim. În fiecare seară, dragii mei, să putem să stăm alături de ei. Să le citim Cuvântul lui Dumnezeu, să le spunem o poveste. Să ne rugăm pentru ei și cu ei. Au nevoie copiii de aceasta. Dar știți, strategia lumii și a diavolului în care trăim, nu ne învață așa ceva. Societatea în care trăim spune, du-te și muncește tată și mamă cât mai mulți, cât mai mulți, să faci bani, că ai nevoie de bani. Și copiii voștri crește noi, voi stați neînșiți. Îi ducem la școală până târziu,
Acolo mănânc, acolo își fac temele, ajung acasă spre finalul zilei și ei și noi. Și îți dai seama că a trecut ziua și tu n-ai stat de vorbă cu copilul tău. Și copiii au nevoie de dragostea noastră. Nu știu oare, ca și părinți, când o să ne venim noi în fire? După ce îi pierdem și atunci va fi prea târziu. A fi timpul, dragii mei, să nu mai ascultăm glasul societății în care trăim. Și să devenim în fire și să înțelegem că copiii noștri au nevoie de noi acasă. Faceți-vă timp pentru copii. Munciți, că e normal să muncim. Dar nu uitați, nu pierdeți, nu ratați timpul părtășiei din casă. Oferiți dragoste copiilor voștri. Ei au nevoie de dragoste. Nu-i sărătoați doar în somn. Nu doar după ce ei dorm, atunci mereu și le spune să te iubesc. Nu, ei au nevoie să audă cuvintele astea, te iubesc, de la noi când sunt treji. Și să nu ne fie greu. Cuvântul Domnului spune să trăim în dragoste. Să trăim în dragoste. Și rog pe Bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Faceți-vă timp pentru copilașii care vi-a dat Dumnezeu. Au atâtea întrebări, de multe ori obositoare, nu-i așa? Au atâtea întrebări, mă pun seara cu ei, pat, Dumnezeu mi-a dăruit de moment trei copilași. Domnul să-i binecuvânteze, amin. Să-ți primă aminte, sunt ai mei. Domnul să-i binecuvânteze și pe ei voi. Și micuțul sau micuța care va fi adusă dimineața aceasta. Dumnezeu să binecuvânteze toți copiii bisericii în muntele Sionului. Amin. Și au multe întrebări, de multe ori obosesc să răspund la ele, dar trebuie să mă silesc. Și într-o seară am spus la cel mijlociu, la băiatul de 5 ani, ale zic, gata, cu întrebările ne încurcăm. Și pentru că n-am mai avut timp să-i răspund, am întrebat-o pe fetița mai mare, pe sora lui. Și a spus, Elisabeth, zice, ce înseamnă să fii pocăit, zice, că trei ani? Și ea răspunde în felul următor. Pocăit înseamnă să-L iubești cu Domnul Iisus și să mergi frumos îmbrăcat la biserică. Și m-am gândit că eu trebuia să stau mult să mă gândesc și nu reușeam să dau răspunsul ăsta. Ce frumos răspuns! Au sumetenii de întrebări copiii noștri. Trebuie, dragii mei, să ne facem timp să le răspundem. Dacă nu ne vom răspunde noi, vor primi răspunsuri în altă parte. Știți asta. De aceea, Doamne, ajută-ne să putem să oferim dragostea noastră celor micuți. Domnul să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, copiii noștri mai au nevoie de ceva. Și fratele Iulian citea în dimineața aceasta, versetul 4 din Proverbe 4. Este vorba de Tatăl. El m-a învățat, spunea înțeleptul. Cine? Tatăl lui. El m-a învățat. Dragii mei, copiii noștri au nevoie de instruire. Copiii noștri au nevoie, în primul rând, de dragostea noastră, de afecțiunea noastră ca și părinți. Doi, copiii noștri au nevoie de instruire. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu din Deuteronom, capitolul 6. Versetele 6 și 7 spun așa. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Atenție! Să le tipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vor fi acasă, când vor pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Suntem chemați, dragii mei, să ne învățăm copiii, să ne instruim. Nu-i suficient că i-ai adus pe lume. Treaba ta de mamă nu se termină la maternitate după ce l-ai adus în lumea aceasta. Nu. A fost greu până atunci, dar greul avea atunci în cer. Treaba ta de mamă și treaba ta de tată se termină în cer, când vom trebui să fim cu copiii de mână. Îi facem, îi aducem în lume, că este porunca lui Dumnezeu. Dar după aceea, cuvântul Domnului spune, creșteți-i. Și asta e cel mai bun. Asta e teribil. Trebuie să ne creștem copiii și să ne instruim copiii, să ne educăm copiii, dragii mei. Și aș vrea ca Bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În fiecare seară, fariseii, în fiecare seară, la ora 9, era sfântă ora asta pentru ei. Fiecare tată devenea un preot pentru casa lui. Fiecare casă devenea un templu. Fiecare masă devenea un altar, la ora 9, toți împreună, toată familia stătea adunată și tatăl ca și preot citea cuvântul lui Dumnezeu. Mai facem noi lucrul acesta în casele noastre? Mai învățăm noi copiii noștri legea lui Dumnezeu? Există, dragii mei, o slăbiciune în dreptul nostru ca și părinți. Știți care este? Considerăm de multe ori că copiii noștri trebuie să ne crească biserica, școala duminicală. Păi de-aia îi trimite la biserică. De-aia îi ducem la școala duminicală. Acum învățătorii să-și facă treaba. Vreau să vă spun că, în primul rând,
Prima responsabilitate care o avem înaintea lui Dumnezeu, atenție, este a noastră ca și părinți. Nu este nici păstorul, nu este nici învățătorul de la școală duminicală, ci tu și eu, ca și părinți. Tată care mă asculți în dimineața aceasta, este obligatoriu ca în fiecare zi să stai cu fiul tău, să stai cu copiii tăi și să înveți și să înveți cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce să înveți dacă voi nu citim? Ce să înveți dacă voi nu citești din Biblie? Dacă eu nu citesc din Biblie, ce să învăț pe copil? Că el se uită la mine și zice, tată, dar de ce să fac așa? Că tu nu faci. Că noi suntem epistole vii, văzute, citite de copiii noștri, să știți. Poți să le tot spun să citească din Biblie, dacă el niciodată nu mă vede cu Biblia, ci nu mă putea recomandă. Pe ce să citească copilul ăla? Dar noi am vrea să facem din ei evangheliști, să dirigeze, să facă. Nu o să facă niciodată dacă nu mă vede pe mine și pe tine, să știți. 80% este procentajul din copiii, din tinerii de astăzi, care nu mai vin la biserică din cauza părinților lor, care nu vin la biserică. 80% dintre tineri și adolescenți renunță la venitul la biserică datorită faptului că părinților nu vin la biserică. Datorită faptului că părinților nu se roagă, că nu citesc Scriptura și că, până la urmă, nu cred în Dumnezeu. Noi suntem chemați, dragii mei, să ne învățăm, să ne instruim copiii. Noi este responsabilitatea noastră. Apoi școala duminicală este un surplus care ajută, sigur că da. Biserica, sigur că da, ajută enorm. Dar în primul rând, casa noastră trebuie să fie o biserică. În fiecare zi, Evanghelie, în fiecare zi, rugăciune, crie. Rugați-vă pentru copii. Practicăm asta în fiecare seară. Ne rugăm pe rând. Și am niște rugăciuni extraordinare. Îmi place de lumea, iubesc în seara. Spunea fata acum, recent, într-o rugăciune, petiția cea mai mare. Doamne, te rog să binecuvântezi și Doamne fiecare în parte. Pe ea s-a lăsat ultima. Și a zis așa. Doamne, după ce ne-ai numărat pe toți, te rog să mă binecuvântezi în mod special pe mine. Și am zis un amin din toată inima. Îmi plac Dumnezeu. Rugați-vă împreună cu ei. Faceți-vă timp să vă rugați cu ei. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Întipărește, spune cuvântul Domnului, poruncile în mintea copiilor. Le învață-le. Leagă-le la piept. Pune-le ca fruntare înaintea ochilor. Învață pe copil că nu-i bine să fure. Învață pe copil că nu-i bine să mintă. Învață pe copil că nu are voie să trăiască cu fata până la căsătorie. Că lumea nu învață așa ceva. Lumea nu exact invers să învață lumea. Dacă noi nu ne luptăm, dacă noi nu ne ținim pentru binele lor, vor muri într-o zi față de Dumnezeu. Nu vor mai veni la biserică. De aceea, dragii mei, haideți să ne înțelegem rostul și responsabilitatea ca și părinți. Domnul să ne ajute la aceasta. Să nu uităm, datoria noastră este să ne instruim copiii. Trebuie să le oferim dragostea noastră, instruire, să-i învățăm de copii. În al treilea rând, copiii noștri au nevoie de ceva. Copiii noștri au nevoie de corecție. Copiii noștri au nevoie de corecția noastră. Proverbele 19 spune așa, pedepsește-ți fiul. Cine cruță nu iaua, știți cum îl numește înțeleptul? Este un nebun. Cel care nu-și pedepsește fiul este un nebun. Noi suntem chemați să ne pedepsim copiii atunci când este nevoie. Dar să știți că nu suntem învățați, centrul social nu spune asta, n-ai voie să atingi pe copii. Doamne și ferește, am un cumnat care locuiește în Norvegia și îmi spune așa. Acolo un pic mai, și mai, da? La vale s-a dus. Și a spus așa, acolo dacă copilul e bolnav și trebuie să-i dai medicamentele, și dacă el, Doamne, nu vrea să ia medicamentele, antibiotic sau e grav și e bolnav, tu nu ai voie să-l oprici pe copilul să ia medicamentele. Bravo, Doamne. Super. Înseamnă că merge bine. Deci dacă copilul și-a pus în cap atunci când nu vrea să ia medicamentele, tu nu ai voie să-l oprici pe copil să ia medicamentul. Cam asta e societatea în care trăim, să știți. Nu ai voie să te afingi de el. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu nu ne învață asta. Acum, de cine să ascultăm, frate? Păi, în tine ori se spunea. Oamenii asta vor să vină pentru că asta incomodă Scriptura. Bine, incomodă, să știți. Pentru cei mai mulți. Păi, eu cred că noi trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, pedepsește copilul, dar nu cu gând să-l omor. Adică, nu cu gând să-l denorocesc, să-i faci dani. Că ce vă spuneam adineori? Tot ce face să fie făcut în dragoste. Păi atunci când îți pedepsești copilul cu dragoste, cu dragoste, ca și un tată, ca și tatăl din cer, care cu dragoste ne pedepsește atunci când o face. Nu se bucură că... Nu!
Din dragoste pentru noi, că ne vrea binele. Ne vrea binele. Și vrea dreptarea noastră. Copiii noștri au nevoie de corecția noastră. Să o facem în dragoste. Nu pot să-l uit pe tatăl meu care ne-a trasat trei principii legate de nuia. Despre folosirea nuierii. Am să vi răspund. Poate să le folos cuiva. Și tatăl ne spunea așa, după ce am crescut. Și am înțeles că nu iau mai bună, nu-i chiar așa cum pare. Și a spus așa, nu folosim, în primul rând, tata spune, nu folosim niciodată, niciodată nu iau curiaua la nervi. Nu folosim niciodată nu iau la nervi. Ca și tată, în mod special, când faci o prostie și te enervează, îți vine să pui una croce. Și atunci când ești nervos, greu te controlezi. Luați principiul acesta, nu folosim niciodată corecția la nervi. Lăsați să vă strâmbărați un pic Duhul. Și o să vedeți că o să fiți mai blânzi după aia. Și o să fie mai ușoară și nu iau. Ăsta a fost primul. Apoi a spus așa tata, când dai cu nuiaua, exact ce vă spuneam adineori, când dai cu nuiaua, trebuie să te doară. Trebuie să te doară. Ca și cum cu o mână după gât, cu nuiaua ai tare, adică din dragoste. Tu trebuie să simți împreună cu el. Facem noi așa? Sau când pune mâna pe ea, flăcări sală în jurul nostru. Doamne ferește, Doamne ferește. Domnul să ne ajute. Al treilea principiu care spunea tata, luați aminte. Să nu-i batem, să nu-i pedepsim niciodată pe copii. Pentru lucrurile amorale. Pentru lucrurile amorale. Care sunt lucrurile? Adică, ce vreau să spun? Atunci când o spart un pahar, l-a scăpat din mână, că facem și noi asta. Păi nu nenorocie atunci când o spart paharul cu apă. Atunci când o spart ecranul la televizor. Nu-l luam bădaie, atunci dă slavă lui Dumnezeu că e un răspuns. Însă, dragii mei, atunci când minte, atunci când vorbește urât, atunci când fură, atunci copiii noștri trebuie pedepsiți. Pentru lucrurile morale trebuie pedepsiți. Și rog pe Bunul Dumnezeu să ne lumineze în toate acestea. Voi le știți asta. Eu doar bine reamintesc, ca și tată, ca și slujitor, ca și frate împreună cu voi. Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune, să știm să ne corectăm copiii cu dragoste. Cu dragoste. Și atunci prinde corecția. Ascultam mărturia, citeam o mărturie a unui frate păstor din America, într-o zi, un frate păstor a intrat în biroul unui șerif, într-un oraș, în America, și în biroul acela, șeriful respectiv avea o placă pe care scriau așa mare câteva principii și spunea așa ca și titlul, cum să crești un delicvent? Cum să faci din copilul tău, în casa ta, un delicvent? Și erau acolo scurt trasate câteva principii. Dacă vrei să faci din el un delicvent, spune așa, în primul rând, începe din scutece să-i dai tot ce vrea. Tot ce-ți cere. De când e mic, tot ce-ți cere și tot ce vrea, nu trebuie să-i dai. Și atunci, cu siguranță, vei face din el un delicvent. Atunci ia formă în el ideea asta, că lumea, că familia, că viața îi datorează tot. Că el trebuie să le aibă toate la dispoziție. În al doilea rând spune așa. Culege după el tot ce lasă împrăștiat. Când ajunge la școală, începe ghiozdanul, geanta, pe hol, până în cameră, toate. Culege tu după el. Nu cumva să se obosească el să-și adune. Și în al treilea principiu care se dea acolo, dacă vrei să iasă din el un delicvent, ia-i apărarea întotdeauna. În fața profesorului, în fața păstorului, în fața învățătorului de școală duminicală, el întotdeauna e nevinovat. Și totdeauna alții sunt vinovat. O spart ochelarii colegului la școală. Păi dar nu e el vinovat? Nu e vinovat toată în bun în ochelari. Nu, domne. De ce s-o poziționat în fața? Dacă vrei să faci cu el așa ceva, respecte principiile astea. Dar pe noi, Cuvântul lui Dumnezeu, nu ne îndeamnă la asta. Și aș vrea ca Domnul să ne lumineze, dragii mei. Să știm cum să ne purtăm față de copiii noștri. Păi nu avem cum să ne dăm tot ce vor ei. Că nu poți să un copil de 4 ani, de 5 ani, dacă îți cere un cuțit, păi nu dai un cuțit, cum să-i dai cuțit? Să se joace cu el. Dar așa facem noi de multe ori cu Dumnezeu. Noi ăștia mari, Doamne, vreau să-mi dai un cuțit. Uite ce mi-a făcut sora. Uite ce mi-a făcut frate. Și Doamne ferește, să nu ne dai, Doamne, cuțite când cerem așa ceva. Dumnezeu e deștept, cel mai deștept. Că de multe ori am pune mâna pe cuțit. Ăsta nu-i pentru tine, că-ți faci bani. La fel trebuie să procedăm și noi
față de copilașii noștri, care Dumnezeu i-a dat. Ei au nevoie de corecția noastră. Dumnezeu să ne se corectează în dragoste. Și în ultimul rând, dragii mei, copiii noștri mai așteaptă ceva de la noi. Mai au nevoie de ceva de la noi. Copiii noștri au nevoie de încurajare. Am spus că au nevoie de dragoste, au nevoie de instruire, au nevoie de corecție. Și apoi copiii noștri au nevoie și așteaptă de la noi încurajare. Încurajați-vă, copiii. Suntem chemați la aceasta. Vocea lumii, să știți că nu sună în sensul ăsta. Vocea lumii spune, nu o să reușești. Tu nu ești bun. Tu nu ești chemat pentru asta. Nu știu dacă ați auzit, dacă știți istoria lui Edison. Cel care, într-un fel indirect, datorăm și prezența noastră în dimineața asta aici. Edison, în anul 2, de școală, a primit, era copil. A mers la școală și undeva prin anul 2, mama lui primește o notă de la școală, pe care scrie o scrisoare de la profesor și spune așa. Copilul dumneavoastră, doamna Edison, copilul dumneavoastră, are un retard mental. Nu se poate studia niciodată. Vă recomandăm să nu mai insistați pe planul acesta școlastic, ci mai bine pregătiți-l pentru muncă, pentru agricultură, pentru noi. Și mama s-a uitat la scrisoare, s-a uitat la punct și a zis, eu nu cred ce îmi spun profesorește. Și a spus, eu am să fac din tine bol. Și a făcut. A făcut din el geniu. El este cel care a inventat becul. De asta am spus că cumva datorită. Acum dacă nu era el, era altul. Dragii mei, vocea lui e asta. Nu o să poți, nu o să reușești. Noi suntem chemați în vremurile acestea să încurajăm. Domnul să te binecuvinteze, s-o cenite adineori. Și se va recite imediat. Păi rostiți binecuvântări, să rostim binecuvântări peste ei, că asta se prind, dragii mei. Tu poți, nu pasă nada. Chiar dacă ai luat un 8 astăzi, mâine e 10. Eu te ajut, eu sunt alături de tine. Încurajați copiii, au nevoie de încurajare. Rostiți binecuvântări, să nu-i priviți niciodată ca șopovară. Nu priviți niciodată copilul ca șopovară. Poate ești însărcinată. Și te gândești, mă, oare cum va fi? Mă, cum o să reușesc? Dumnezeu, atunci când trimite un copil în lumea asta, pregătește șopăină. Să vă încredeți în Dumnezeu și să nu-i priviți ca o povară. Bucurați-vă de ei. Sunt binecuvântările lui Dumnezeu pentru voi și pentru noi. De aceea să nu ne fie greu să-i încurajăm. Citeam o mărturie extraordinară. M-a frapat mărturia aceasta a unui doctor profesor din București, de la un spital din București, doctorul Tomșa se numea unul acesta și spune așa. Într-o zi am avut o experiență unică în viața mea de doctor. Într-un spital, într-o zi, o femeie, ca și oricare, a născut. Și mi s-a părut ciudat în lucru, că bebelușul pe care el a născut nu vrea nici cum să alăteze de la pieptul ei. De la pieptul mamei lui. A lăptat de la celelalte femei, de la celelalte mame din salon, că erau mai multe acolo. Dar interesant este că de la mama lui nu vrea să fie alăptat. Și doctorul și-a dat seama că este ceva ciudat. A chemat într-o zi un psiholog. Psihologul s-a apropiat acolo de mama și a pus o singură întrebare acestei mame. Doamne, zice, nu vă supărați. Copilul acesta, dumneavoastră, este un copil dorit sau este un copil nedorit? Și mama a spus, Domnule, de două ori am încercat să abortez copilul ăsta și n-am. Nu l-am vrut niciodată și nici acum nu vreau. Și psihologul a înțeles. Și noi trebuie să înțelegem, copiii simt. Copiii simt atunci când sunt doriți, atunci când sunt iubiți. Ei simt asta. Dumnezeu să ne dea minte, dragii mei, să ne dea minte și putere prin Duhul Sfânt să ne încurajăm copiii. Să iubim copilașii. Ei așteaptă lucrurile astea de la noi. Ei așteaptă, dragii mei. Nu vă fie greu să încurajați. Nu-i nimic. Eu te ajut. Mergem înainte. Chiar dacă a fost greu, chiar dacă ai crezut, te ridic. Alături de mine. Sunt alături de tine. Sunt o groază de binecuvântări care trebuie să le rostim și care suntem datori să le rostim. Ferească Bunul Dumnezeu. Ferească Bunul Dumnezeu să spunem cuvinte nefolositoare la adresa lor. De obicei, când facem temele cu ei, suntem tentați să spunem cuvinte nechisurite. De obicei, atunci. Nu ești bun de nimic. Nu o să iasă nimic de tine. Ferească Bunul Dumnezeu să rostești astfel de cuvinte. Pentru că, dragii mei, astea sunt blesteme care le aducem. Și voi nu știți că blestemul de părinte se prinde? Nu vă blestemați copiii, ci binecuvântați copiii. Dacă vreți ca cândva să fie ceva din ei.
Știu că toți voi doriți, dar copilașii voștri vor crește mari, să rămână în biserică. Dar pentru asta duceți-i la biserică. Veniți la biserică. Știu că toți vă doriți că atunci când vor crește mari, să fie evanghelist, să fie predicator, să fie păstori, să fie cântăreți. Dar pentru asta este momentul acum de mici să investim în ei. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, dragii mei. Scurtele mele gânduri care le-am avut, aș vrea să vi le las în dimineața aceasta. Părinți viitori, părinți bunici care sunteți aici, copiii noștri, copiii au nevoie de dragostea noastră. Copiii au nevoie de instruirea noastră. Copiii au nevoie de corecția noastră. Și copiii au nevoie de încurajarea noastră. Doamne, ajută-ne ca și părinți să facem lucrul acesta. Domnul să vă binecuvânteze și încă o dată, în numele Domnului Iisus, vă mulțumim pentru primire. Sunteți așa de dragi nouă. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.